când am văzut fețele românilor, am știut tot. Tristețea și resentimentele lor mi-au întors stomacul pe dos. Bolul alimentar a ieșit pe unde a intrat. România e o țară în care îți vine să-ți mulgi dinții din gură, dar neavându-i din lapte, am abandonat proiectul. Vom găsi soluția mai repede pe Elodea. A venit, da? Pare rău. Pare rău. Mă așteptam să vină un om ca tine. Un securist, nu? De unde ești? Din Oradea. Din Oradea? Da. Acum 60 de ani, când am plecat eu, era un oraș super. În schimb, acum, de câteva zile de când am venit din Deutschland și m-am plimbat pe Flosser, mi-am venit să plâng. Știu de ce ai venit. Să mă omori. Dai că te mă bătea la securitate. Iar tu, fiul lui, ai venit să mă omori. Nu s-a schimbat nimic în țara asta. Din păcate. Poți să mă omori, dar nu mă poți judeca.